Cei mici sunt așteptați în acest sfârșit de săptămână la două îndrăgite spectacole care îi vor transpune în lumea minunată a copilăriei. Sâmbătă, de la ora 18, este programată reprezentația Frumoasa din pădurea adormită, o poveste mult îndrăgită după frații Grim, în scenariul și regia lui Cristian Pepino. Duminică, de la ora 11, se va juca spectacolul Fata Babei și Fata Moșneagului, o dramatizare de Valentin Dobrescu după Ion Creangă, în regia lui Todor Valov. Biletele se pot procura de la Agenția Teatrului Colibri. Prețul unui bilet variază între 7 și 10 lei în funcție de categoria locului.